Io sono contento che c'è ancora questa mezz'ora, e non facciamo di più, veramente mezz'ora. Però volevo parlarvi di un indirizzo spirituale che oggi è necessario per tutti noi. Voiam să vă vorbesc despre o direcție spirituală care este necesară astăzi pentru noi toți. Voi sapete che il mistero centrale della nostra fede è il mistero della Santissima Trinità. Știți că misterul central al credinței noastre este misterul Preasfintei Treimi. E o non è? Este vero, sau no? Nu este? Padre, Figlio e Spirito Santo, vero? Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Questo mistero noi non l'abbiamo conosciuto dalla nostra intelligenza. Acest mister nu l-am cunoscut din inteligența noastră. È stato Gesù, il Figlio di Dio, fatto uomo, che ci ha rivelato. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, făcut om, este cel care ni l-a revelat. Lui ha un padre che è anche nostro padre. El are un tată care este și tatăl nostru. Lui è il figlio e anche è l'uomo. El este fiul, dar este și om. E lui ci ha detto che c'è anche lo Spirito Santo. Și el ne-a spus că există și Duhul Sfânt. Noi abbiamo conosciuto questo mistero dalla bocca di Gesù e lui ha comunicato alla Chiesa la sua presenza, la presenza della Trinità. Iisus ne-a făcut cunoscut, ne-a revelat acest mister al Sfintei Treimi și El este Cel care l-a comunicat Bisericii, acest mister. Perché sto parlando di questo con voi? De ce credeți că vorbesc despre aceste lucruri cu voi? Perché solo guardando questo mistero noi capiamo chi è l'uomo e chi è la donna. Pentru că numai privind acest mister noi reușim să înțelegem cine este bărbatul, cine este femeia. E allora capiamo anche chi è l'uomo consacrato e la donna consacrata. Și atunci înțelegem și cine este bărbatul consacrat, cine este femeia consacrată. Nella Bibbia, nel primo libro della Bibbia, nella Genesi, si dice che Dio creò l'uomo e la donna. În prima carte a Bibliei, în cartea Genezei, citim că Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie. Non creò solo l'uomo, ma creò l'uomo e la donna. Nu l-a creat numai pe bărbat, ci l-a creat pe bărbat și pe femeie. Insieme. Împreună. E li ha creati, dice la Bibbia, qui è importante, a sua immagine e somiglianza. Și i-a creat, și lucrul acesta este important, i-a creat după chipul și asemănarea sa. Cioè, noi siamo immagine e somiglianza di Dio. Adică noi suntem chip și asemănare a lui Dumnezeu. Però quale Dio? Dar care Dumnezeu? Il Dio che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo. Dumnezeu care este Tată, este Fiu, este Duh Sfânt. Però che non sono tre dei. Dar nu sunt trei Dumnezei. Un Dio solo. Este un singur Però Dumnezeu. Tre persone, non solo un Dio, ma tre persone. Un singur Dumnezeu, dar trei persoane. E allora complico un poco le cose adesso. Il Padre non è il Figlio e non è lo Spirito Santo. Și ca să complicăm puțin lucrurile, Tatăl nu e Fiul și Tatăl nu e Duhul Sfânt. Il Figlio non è il Padre nello Spirito Santo. Fiul nu este Tatăl, Fiul nu este Duhul Sfânt. Lo Spirito Santo non è né il Padre né il Figlio. Și Duhul Sfânt nu e nici Tatăl, nici Fiul. Adesso complico di più ancora. Și să le complicăm și mai tare. Il Padre è il Figlio. Tatăl este Fiul. Il Figlio è il Padre. Fiul este Tatăl. Lo Spirito Santo è il Padre e il Figlio.
Duhul Sfânt este Tatăl, este Fiul. E questa realtà ci è apparso una specie di teorema matematico. Această realitate ne-a apărut ca un fel de teorie matematică. E per noi è diventato difficile perché noi non capiamo che tre possono essere uno e che uno sono tre. Pentru că noi nu putem să înțelegem cum trei sunt uno și uno este trei. Non entra nella nostra testa. Nu intră în capul nostru această realitate. Allora, o Gesù ha sbagliato o noi non abbiamo capito. Și atunci, ori Iisus a greșit, ori noi nu am înțeles. Come fare? Ce-i de făcut? Se noi siamo immagine e somiglianza di Dio, come è questa cosa? Perché siamo immagine e somiglianza di Dio? Dacă noi suntem chip și asemănare a lui Dumnezeu, ce înseamnă asta că suntem chip și asemănare a lui Dumnezeu? Bisogna andare allora alla parola della prima lettera di San Giovanni. Trebuie să mergem la primul cuvânt din scrisoarea Sfântului Ioan. Al capitolo quarto, il verso ottavo e sedici, Giovanni dice Dio è amore. La capitolul 4, versetul 8 și versetul 16, Ioan spune Dumnezeu este iubire. Dio è amore. Dumnezeu este iubire. Allora vuol dire che tre sono uno, uno sono tre perché Dio è amore. Și atunci înseamnă că trei sunt uno, uno este trei pentru că Dumnezeu este iubire. Cioè in Dio essere uno o diverso non crea tensione. Faptul că Dumnezeu este unul și diferit, lucrul acesta nu creează tensiune. Allora se l'uomo e la donna sono a immagine e somiglianza di Dio, dacă bărbatul și femeia sunt chip și asemănare a lui Dumnezeu, vuol dire che anche l'uomo e la donna sono amore. Înseamnă că și bărbatul și femeia sunt iubire. E qui entriamo in una cosa molto importante per noi. Și aici intrăm într-un lucru foarte important pentru noi. Siamo immagine e somiglianza di Dio quando noi siamo amore. Suntem chip și asemănare a lui Dumnezeu atunci când suntem iubire. Fin qui stiamo insieme tutti o stanno già dormendo alcuni? Suntem toți aici sau unii au ațipit? Va bene? E bine? Fino qui dobbiamo andare avanti ancora, eh? Mergem înainte. Allora, stiamo cominciando a percepire una cosa nuova nella Chiesa. Începem să percepem un lucru nou în biserică. Cioè che noi dobbiamo scoprire cos'è l'amore. Adică noi trebuie să descoperim ce este iubirea. Per poter vivere l'amore. Pentru a putea trăi iubirea. Per poter essere come Dio. Pentru a putea fi ca Dumnezeu. Allora, cos'è l'amore? Com'è l'amore? Așadar, ce este iubirea? Cum este iubirea? E c'è una sola maniera di capire questo. Există o singură modalitate de a înțelege acest lucru. Guardare quello che è venuto dal seno della Santissima Trinità. Să-l privim pe acela care a venit din sânul Preasfintei Treimi. E l'unico che è uscito di lì per venire a noi è stato il Figlio. Și unicul care a ieșit de acolo din sânul Preasfintei Treimi a fost Fiul. E lui sa. Și el știe. Se noi guardiamo il modo di agire del Figlio, noi capiamo cos'è l'amore. Dacă noi privim modul de a acționa al Fiului, noi înțelegem ce este iubirea. Allora dobbiamo andare al mistero dell'incarnazione. Așadar trebuie să mergem la misterul întrupării. Cioè come Dio ha fatto per poter trovare l'uomo e la donna? Cum a reușit Dumnezeu să găsească bărbatul și femeia? Dio grande si è fatto piccolo. Dumnezeu cel mare s-a făcut mic. Lui è potente, lui è saggio, lui è luce, lui si è fatto piccolo, limitato, anche ombra, eccetera. El este
mare, El este înțelept, El este puternic, El este lumină, dar El s-a făcut mic, a devenit o umbră și toate celelalte. E Dio ha voluto trovare l'uomo e la donna, non perché l'uomo e la donna erano buoni. Și Dumnezeu a voit să-i găsească pe bărbat și pe femeie, nu pentru că bărbatul și femeia erau buni. Lui non ha guardato il nostro peccato. El nu a privit la păcatul nostru. Perché lui ci ha amato sempre, anche col peccato. Pentru că El ne-a iubit întotdeauna, chiar și cu păcatul. Allora, questo modo di fare del figlio indica che per trovare l'altro bisogna farsi piccolo. Acest mod de acțiune al fiului ne învață că pentru a-l găsi pe celălalt trebuie să devenim mici. E questo non basta a fare un atto di umiltà. Și nu e suficient a face un act de umilință. Bisogna essere amore. Trebuie să devenim, să fim iubire. Un altro posto dove vediamo questo modo di agire del figlio è nella croce. Un alt mod de a acționa al fiului îl vedem în cruce. La croce non è il posto di Dio. Crucea nu este locul lui Dumnezeu. La croce è il contrario di Dio. Crucea este contrarul lui Dumnezeu. Dio è eterno, la croce è morte, è finitutto. Dumnezeu este veșnic, crucea este moarte, crucea este caracter limitat, finit. Dio è santità, la croce è peccato, è per i peccatori. Dumnezeu este sfințenie, crucea este păcat, este pentru păcătoși. Questo lo dice un padre della Chiesa. Acest lucru îl spune un părinte al bisericii. Perché Dio è nella croce? De ce Dumnezeu este... Sì, per la nostra salvezza, ma cosa vuol dire la nostra salvezza? Sigur, pentru mântuirea noastră, dar ce înseamnă mântuirea noastră? Che al contrario di qualsiasi religione, Dio non ha mai esigito il sacrificio di una persona perché lui fosse placato. Spre deosebire de orice altă religie, Dumnezeu nu a voit să pedepsească o persoană sau să vrea pedepsirea unei persoane pentru ca Dumnezeu să fie potolit, să fie alinat în supărarea lui. Ma per una pazzia d'amore lui ha consegnato a morte il suo figlio. Dar dintr-o nebunie a iubirii, el l-a dat la moarte pe fiul său. Solo perché ci ama. Numai pentru că ne iubește. Allora, se noi siamo immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo capire che per amare bisogna farsi piccolo. Deci, dacă noi suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că pentru a iubi trebuie să devenim mici. Farsi piccolo davanti a Dio è più facile, perché Dio è molto grande e noi siamo piccoli, siamo creatura. A deveni mici în fața lui Dumnezeu este ușor, pentru că Dumnezeu este mare, este foarte mare, iar noi suntem mici. Ma farsi piccolo davanti all'altro è molto difficile. Dar a deveni mici în fața altuia este foarte greu. E qui la nostra crisi. Și aici e criza noastră. Anche dei consacrati. Și a celor consacrați. L'altro per noi non può essere solo la nostra massima penitenza. Celălalt pentru noi nu poate să reprezinte pentru noi cea mai mare pocăință. Né nella vita consacrata, né nel matrimonio. Nici în viața consacrată și nici în viața matrimonială. Né in qualsiasi altro lavoro, professione, vocazione. Nici în vreo altă profesie, în vreo altă ocupație. L'altro non può essere per noi una difficoltà solo. Celălalt nu poate să fie pentru noi numai o dificultate, o greutate. L'altro può essere per me l'opportunità di essere come Dio. Celălalt poate să fie pentru mine oportunitatea ca eu să fiu ca Dumnezeu. Perché se io comincio ad amare l'altro, non perché lui mi ha amato, ma gratuitamente come Dio fa, io sono come Dio. Pentru că eu dacă încep să-L iubesc pe celălalt, nu pentru că celălalt m-a iubit pe mine, ci îl iubesc gratuit, atunci eu încep să fiu ca Dumnezeu.
Allora l'altro per me è indispensabile. Și atunci celălalt este pentru mine este indispensabile. Perché per amare bisogna essere almeno in due. Pentru că pentru a iubi este nevoie să fim cel puțin doi. Faccio un commento qui di San Basilio, il vescovo, il monaco, no? L'eremita dell'inizio, no? Faccio un commentario Sfântul Vasile. San Basilio osservava gli eremiti. Sfântul Vasile se uita la eremiți, la pustnici. E vedeva che l'eremita era solo. Vedea că eremiții sunt singuri, trăiesc singuri. E dice, come fa l'eremita a essere umile? Cum reușește un pusnic să fie umil dacă el trăiește singur? Perché non ha nessuno vicino a sé. Nu are pe nimeni lângă el. Lui non può dire io sono umile. El nu poate să spună eu sunt umil. Lui deve essere umile. El trebuie să fie umil. Ma ha bisogno dell'altro. Dar are nevoie de un altul. Come un eremita può lavare i piedi degli altri? Ha solo i suoi piedi. Cum poate un eremit, un pusnic, să spele picioarele altora dacă el spală numai picioarele sale? E lavare i piedi è una pagina essenziale del Vangelo. Și spălarea picioarelor este o pagină esențială din Evanghelie. Ecco perché nella Chiesa la vita monastica è diventata vita di eremita nella cella e vita di fratello nel mangiare, nel lavorare, nel pregare. Iată de ce în viața monastică viața eremitului a devenit viața de chilie, în chilie, iar viața fraternă a devenit în celelalte ocupații, la masă, la muncă. Cioè, noi abbiamo bisogno della vita fraterna per poter trovare Dio. Noi avem nevoie de viața fraternă pentru a-L putea găsi pe Dumnezeu. Questa è la ragione fondamentale perché dobbiamo passare da una spiritualità solo individuale a una spiritualità collettiva, una spiritualità di comunione. Și trebuie să trecem, acest lucru este fundamental. Trebuie să trecem de la o spiritualitate numai individuală la o spiritualitate de colectivitate, la o spiritualitate de comuniune. Per fare questo bisogna fare come Gesù. Pentru a face asta trebuie să facem așa cum a făcut Isus. Il testo più bello che ho trovato per aiutarci in questo è la lettera ai Filipesi. Textul cel mai frumos pe care l-am găsit pentru a ne ajuta în această lucrare, în această trecere, este din scrisoarea către Filipeni. Nel capitolo 2. Capitolul 2. Il verso di 5 a 11. Versetele 5 la 11. Non cominciate nel 6, ma nel 5. Nu începeți cu 6, ci cu versetul 5. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che c'erano in Cristo Gesù. Să aveți în voi aceleași simțăminte care erau în Hristos Iisus. Essendo lui di condizione divina, el fiind de natură divină, non si è attaccato al fatto di essere Dio. Nu s-a mulțumit, nu s-a lipit de faptul că este Dumnezeu. Ma svuotò se stesso. Dar s-a golit pe sine însuși. Facendosi somigliante a un servo, devenind asemenea unui servitor, e un servo inchiodato in croce. Și un servitor nu oarecare, ci un servitor pironit pe cruce. Perché Gesù ha fatto così? Perché si è svuotato? De ce a făcut Iisus așa? De ce s-a golit pe sine? Perché per amare l'uomo lui doveva essere niente d'amore. Pentru că pentru a-l iubi pe om, el nu putea să fie altceva decât iubire. E questo Gesù ha portato fino a un momento molto difficile, che è quello dell'ultimo momento della croce del grido. Și lucrul acesta Iisus l-a dus până la capăt, până la ultimul strigăt de pe cruce. Quando lui ha detto, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Atunci când el a strigat, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cioè Gesù non capiva più che il Padre era con lui.
Iisus nu înțelegea că Tatăl era cu El. Lui era solo. El era singur. Perché era della nostra parte. Pentru că era de partea noastră. E il Padre, rispettando la missione di Gesù, non ha risposto. Și Tatăl, respectând misiunea lui Iisus, n-a răspuns. E Gesù non ha avuto risposta prima di morire. Și Iisus nu a avut niciun răspuns înainte de a muri. Dopo la morte il Padre lo ha risuscitato. După moarte, Tatăl l-a înviat. Questo vuol dire che Gesù ha giocato tutto per amore nostro. Asta înseamnă că Iisus a jucat totul, a mizat totul din iubire față de noi. Però lui non ha abbandonato il Padre. Însă El nu l-a părăsit pe Tatăl. Ha continuato ad amare il Padre. A continuat să-L iubească pe Tatăl. Perché ha detto nelle tue mani e colloco il mio spirito. Pentru că a spus, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Allora, quando il nostro amore per Dio e per i fratelli diventa uguale a quello di Gesù, atunci când iubirea noastră față de Dumnezeu și față de frați devine ca iubirea lui Iisus, allora noi diventiamo come Dio. Atunci noi devenim ca Dumnezeu. E questo ci fa felici. Și lucrul acesta ne face fericiți. Solo che non basta più provare questo con Dio, bisogna provare davanti all'altro. Numai că nu trebuie să simțim asta numai în fața lui Dumnezeu, trebuie să încercăm și cu celălalt de lângă noi. Amare l'altro fino al punto in cui io sono pronto a dar la vita per lui. Al iubi pe celălalt până acolo încât eu să fiu gata să-mi dau viața pentru el. Allora per me non importa più simpatia o antipatia. Deci pentru mine nu mai contează simpatie, antipatie. Bellezza o, non so come si dice in italiano, brutețe. Brutețe. Frumusețe sau urâțenie. Bianco, nero. Alb sau negru. Una cultura o l'altra. O cultură sau alta. Cioè, noi siamo pronti ad amare quella persona lì. Noi suntem gata să iubim acea persoană. Quella che è vicino a noi. Care este mai aproape de noi. E se viviamo questo, se facciamo questo, il nostro cuore si riempie di luce e di gioia. Și dacă facem asta, dacă trăim asta, inima noastră se umple de lumină și de bucurie. Io sinceramente penso che il rinnovamento della vita consacrata passerà da questa esperienza comunitaria. Eu sunt convins, cu sinceritate vă spun că sunt convins că reînnoirea vieții consacrate va trece prin acest lucru. Non c'è un'altra strada. Nu există alt drum. È la strada di Gesù. Este drumul lui Iisus. E un consacrato, una consacrata che vivono questo, diventano padri e madri. Și un consacrat, o consacrată care trăiesc acest lucru, devin un tată, o mamă. Le persone si sentono amati. Persoanele se simt iubite. E loro diranno posso stare con te perché è così buono stare qui. Și persoanele vor spune pot să stau cu tine pentru că este așa de frumos să fiu cu tine. E qui avviene la missione si realizza per via dell'amore testimoniato. Și în felul acesta are loc mărturia, pentru că aceasta este calea de evangelizare, mărturia, calea de mărturie. Ieri una suora diceva noi preghiamo tanto però Dio non ci manda le vocazioni. Ieri îmi spunea o soră că zice noi ne rugăm mult dar Dumnezeu nu ne trimite vocații. Forse bisogna andare con la preghiera ma anche con questa vita nella comunità. Poate că trebuie mers înainte cu rugăciunea dar trebuie mers și cu viața în comunitate. Chissà che lì non si accende una luce. Cine știe, poate că acolo în comunitate se aprinde o lumină. Ieri siamo andati a visitare le suore di Madre Teresa di Calcutta. Ci sono due qui con noi anche. Ieri am mers să vizităm surorile Maicii Teresa de Calcutta. Sunt și aici două surori cu noi. Le bambine, le ragazze che sono con loro sono quelle che sono stati rigettate, abbandonate e anche che non hanno nessuna salute. Copiii care sunt îngrijiți de surori acolo au fost copii respinși, refuzați sau copii care nu au niciun fel. Non hanno motivo nessun umano per essere amati.
n-au niciun motiv uman, era să uit, sunt copii bolnavi, nu au niciun motiv ca să fie iubiți. Però mi ha colpito queste giovani consacrate, sorridenti, con Gesù e Eucaristia al centro, la parola, che amano queste persone come se fossero loro figli. M-au impresionat aceste surori, care, surori tinere, care cu zâmbetul pe buze, avându-L pe Iisus, Eucaristia, în centru și în cuvântul Său, se dăruiesc acestor copii. Eu penso che in molte delle vostre case è così. Eu cred că în multe din casele voastre este așa. Facciamo anche delle nostre comunità così. Să facem și din comunitățile noastre așa. E questo di per sé porta il Vangelo avanti. Și asta în sine duce Evanghelia înainte. Questa era l'ultima parola che io volevo darvi e ero un po' dispiaciuto che pensavo che non avrei potuto parlare questo, invece c'è stato il tempo. Acesta era cuvântul ultim pe care voiam să vi-l împărtășesc și eram la un moment dat descurajat, credeam că nu o să fie timp, dar iată că s-a reușit. Facciamo spazio per due domande se volete fare, se non volete fare andiamo a pranzo. Acordăm un spațiu pentru două întrebări, dacă vreți să puneți întrebări, dacă nu mergem la masă. Grazie a Dio non ci sono domande. Slavă Domnului că nu sunt întrebări. Va benissimo. Allora, questo che vi ho detto adesso non è solo una dottrina, è una vita, no? È una vita, qui dobbiamo entrare. Io faccio una domanda. Preasfințitul are o întrebare. Loro, che vuol dire la spiegate a loro che vuol dire maturità, la formazione matura, quando comincia, ha detto già l'omelia, ma si può dire questo un po'. Sì. Deci, preasfințitul l-a rugat pe eminența sa să spună ce înseamnă maturitate, ce înseamnă o formare matură. A spus o leacă la liturghie, dar să precizeze mai bine. Allora, maturità è una cosa che viene molto piano. Maturità è ceva care vine încet, foarte încet. Bisogna considerare oggi che nessuno diventa formato. Trebuie considerat lucrul acesta, că astăzi niciunul nu poate fi considerat format. Nemmeno i formatori. Nici măcar formatori. Perché? Perché nemmeno un cardinale, eh? Și nici măcar un cardinal. Tutti noi siamo discepoli di Gesù. Noi toți suntem discipoli ai lui Isus. E noi impariamo le cose di Gesù piano piano. Și noi învățăm ce lucrurile lui Isus încet, încet. Alle volte impariamo nella testa, ma non nel cuore. Uneori învățăm numai cu mintea, dar nu cu inima. Alle volte intră nella testa, nel cuore, ma non facciamo quello che Gesù vuole. Alte ori intră în minte, în inimă, dar nu facem ceea ce face Iisus. Allora bisogna un po' di pazienza. De ce e nevoie de o leacă de răbdare? Bisogna fare questa strada. Trebuie parcurs acest drum. Questa è la formazione continua. Aceasta este formarea continuă. Comincia nel seno della madre e finisce nel tumulo. Începe în sânul mamei și se sfârșește în groapă, în mormânt. Quando tu darai l'ultimo sospiro sei formato. Când îți vei da ultima suflare, înseamnă că ești format. Questa cioè noi e dopo una cosa, tutte le esperienze che facciamo, difficili o facili, quando noi raccontiamo per amore, diventa scuola. Și încă ceva. Tot ceea ce experimentăm, toate experiențele pe care le avem, experiențe frumoase, experiențe mai puțin frumoase, atunci când aceste experiențe sunt împărtășite, atunci devin școală. E così cresciamo. Și în felul acesta crește. Da, vedi, lui e passato già da questa esperienza. Vezi, uite că putarea a trecut deja prin această experiență. Allora non dobbiamo raccontare le virtuti e i nostri peccati solo ai direttori spirituali, eh? Nu trebuie să povestim virtuțile noastre, păcatele noastre, decât numai directorului spiritual. Nu numai directorului spiritual.
Non solo. Anche a lui, ma non solo a lui. Auziți, nu numai părintelui spiritual, ci și... Ma anche? Sì, ma anche nella comunità, raccontare. Anche nella comunità. Deci în comunitate trebuie povestite aceste virtuți și chiar și păcate. Se parlo qui tutti sapranno. Io dacă vorbesc aici, toți vor ști. E sarà una buona esperienza di penitenza per te. Și va fi o bună experiență de pocăință pentru tine. Però si vedono che è vero, crescerà il rispetto per te. Dar dacă văd că este adevărat, va crește respectul față de tine. Anche con i tuoi peccati. Chiar și cu păcatele tale. Bisogna che noi finiamo di raccontare le esperienze un po' solo di cielo, che non sono di terra. Ar fi bine ca noi să povestim experiențe care nu sunt numai din cer, așa, experiențe din acestea pământești, de pe pământ. Se il santo pecă almeno 7 volte per giorno, dacă allora va bine, no? Dacă cel sfânt păcătuiește de 7 ori pe zi, atunci e bine, nu? E Papa Francesco dice così. Iar Papa Francis spune așa. Chi non è peccatore non è né uomo né donna. Cel care nu e păcătos nu e nici bărbat, nici femeie. Io non avevo mai sentito questo, eh. Niciodată nu mai auzisem asta. È bellissimo. Foarte frumos. Cel care nu e păcătos nu e nici bărbat, nici femeie. Basta una domanda? Mai sunt întrebări? Vieni qui di fare la domanda. Ah, c'è un padre? No. Quando vieni di nuovo a noi? Vengo domani, eh? Vieni qui. No. E adesso ci siamo messi d'accordo con la conferenza dei religiosi maschili e femminile, che noi saremo in contatto e ci sarà un corso di formazione per una sessantina di persone che loro organizzeranno. È tutto ancora all'inizio, no? E in questo corso loro vedranno con noi se possiamo dare una mano anche noi di Roma. E io ho detto di sì. Chi viene, può darsi che venga io, può darsi che venga Carvaglio o un altro di noi, però veniamo per stare insieme. Va bene? Da, almeno così per avere questo rapporto. Ați înțeles că este un plan de plănuit, un curs de formare, deocamdată este plănuit așa, cu consiliile acestea ale superiorilor, superioarelor, și pentru circa 60 de persoane, și atunci va veni cineva de la Roma, poate că vine eminența sa, sau vine secretarul Carvalho. Io non prometto di più per non fare come i politici, eh? Nu promit mai mult ca să nu fac asemenea politicienilor. Sì. Allora un grande grazie, noi diciamo un Ave Maria, chiediamo ancora una benedizione al Signore e dopo andiamo a pranzo, vero? Ci sarà pranzo, no? Per tutti, no? Sì. Sono molto prima del pranzo. Vogliamo dirle che lei può venire anche domani, dopodomani, così, però dica al Santo Padre che noi tutti l'aspettiamo. Sicuro. E quindi... Una cosa bella sarebbe che tutti i vescovi e i superiori generali insieme chiedessero al Santo Padre di venire. E io rinforzo la risposta. E chiederei al Signore Vescovi che venissero qui al centro, così noi diciamo l'Ave Maria in romeno, nella vostra lingua, e dopo chiediamo la benedizione in italiano. Bucurete Marie, cea plină de...
Signore sia con voi. Tutti insieme noi vescovi, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E voi della parte femminile pregate perché cresca la parte maschile, eh?